Deci atât suntem din nou în emisie, este 7.36 pentru a 12.2016. Deci acum ar fi ziua națională a României. După, să spunem, noi standarde, stau și îmi reamintesc ce s-a mai făcut atunci, deci totuși era o lume foarte tristă, să spunem, deci când am făcut lupile astea de cuanț, să spunem, suflat de curent electric, aici nu era electricitate la omul ăsta, care ziceau că e bunicul meu, asta e un semn rău, ziceau, nu spune domnul electricitate aici, asta e un modernism dubios. Te culci odată cu găinile și te scoli odată cu ele. Cam spunea omul ăsta, nu cred că spunea bine. Da, fiecare este cu părerea lui, totuși un fiu se ducea spre electricitate. Ar fi fost inginer totuși pe acolo, pe la Murgeni, chiar șeful filialii. Astea din distribuția curentului electric. Mungeniu fiind totuși un târg. Și, bineînțeles, am zis, hai să facem ceva, păi să facem ceva, că eu vedeam cu oamenii ăștia nu prea făceau nimic, așa mi s-a părut că nu prea le aveau la idei, nu știau nimic, și, bineînțeles, când au părut o minuni, să spunem atunci, v-am spus că nu știau pe acolo nici șurubul, dar nu prea erau șuruburi, deci ce era mașinile alea se prindea cu niște dispozitive, de aveau niște clame care se băgau așa, nu, cred că nu știau nici nitul. Ulterior, să spunem, cu filme istorice, deci nu cu filme din astea de acțiune, cu filme istorice slabi, s-a produs o brambureală în capul oamenilor, mai ales a oamenilor tineri, să spunem, sub 50 de ani. Sau chiar sub 55 și sub 60 de ani. Deci ai de acum peste 70 de ani ca să dai seama ce a fost. Deci nu erau mecanisme bune. Șurubul ce de fapt, o mișcare din asta elicoidală. De tip elicoidal, ca nu erau nici cheile astea, să spunem, francezi, nu care se spun francezi. Capul șurubului. Nu era hexagonal, iar hexagoanele astea nu prea erau bine cunoscute. Eu știu că pe acolo eu am făcut teorema asta care spunea lui Brianchon. Lucruri foarte ciudate sunt pe acolo, deci pare o lume foarte slăbuță la intelect. Cum am mai spus asta, e o constantă și cred că e adevărată. Și zic, hai să facem ceva, să facem niște flori ceva. Erau niște flori, dacă am slăbuțe și alea acolo. Și așa să ajunge, bineînțeles, după mai multe etape, după câteva săptămâni, să apară trandafirul. Dar bine, după aia iar s-au făcut concursuri, cum a ieșit, deci a ieșit totuși o formă de tip simetric, cu petale, deci s-au aranjat moleculele acolo, bineînțeles, sunt mii de încercări, mai că mi-ar fi condus. Și chiar l-au condus acolo. Ai văzut ce s-a întâmplat cu aia care a fost condus la selectarea genilor, a moleculelor, a apărut noi tipuri, să spunem, de mirosuri, superioare esterilor, să spunem. Nici esterii nu prea erau cunoscuți. Și așa apare trandafirul. Totuși el apare, m-am uitat, era trandafir negru, salvastru, deci s-a făcut trandafirul care, din păcate, e făcut, nu este din evoluția speciilor.